În seara de 12 octombrie, municipiul Giurgiu va fi capitala kickboxingului pentru că va găzdui o super gală K1. Evenimentul va fi transmis în 80 de țări de pe 5 continente, ocazie cu care orașul nostru va fi promovat la nivel mondial. Printre sportivii renumiți care vor urca în ring se află campionul mondial Bogdan Stoica și Sebastian Ciobanu, care vor da piept cu luptători din Olanda și Statele Unite ale Americii. La gală va participa și giurgiuveanul Mirel Iacob, cotat de specialiștii de arte marțiale, drept cel mai bun practicant de karate Kyokushin la ora actuală din România. Sportivul giurgiuvean face parte din clubul Nova Force și deține titlul de campion național la Kyokushin încă din anul 2004. Acesta Mirel Iacob s-a clasat pe locul 7 la campionatul mondial din Japonia și a urcat pe podium la campionatul din Los Angeles, obținând locul al doilea. Mirel are performanțe remarcabile la nivel internațional, reușind la ultimul Open o clasare mai bună decât celebrul campion brazilian Everton Teixeira. Mai multe detalii despre gala Super Combat de la Giurgiu puteți afla în cadrul unei ediții speciale după jurnalul de știri.